Comisarii Gărzii de Mediu Sălaj au verificat zilele trecute activitatea carierei de diorit din localitatea Moigrad după ce au existat sesizări privind disconfortul produs de praful din zonă. În urma controlului efectuat, s-a stabilit că materialul supus concasării și sortării, respectiv căile de transport, nu sunt stropite cu apă conform prevederilor autorizației de mediu, fapt ce a dus la poluarea cu praf a gospodăriilor și terenurilor din apropiere. Sursa de apă nu face față umectării, aceasta fiind utilizată doar pentru nevoile igienico-sanitare ale angajaților. În schimb, este în curs de amenajare o nouă sursă de apă pe malul pârâului Ortelec. În luna aprilie acestui an, unitatea a fost sancționată contravențional cu amendă, iar ca măsură s-a stabilit umectarea căilor de acces în carieră și a materialului supus procesului de concasare regulat în perioadele secetoase. Cum agentul economic nu s-a conformat, a fost amendat din nou, de această dată în valoare de 100.000 de lei, fiind în același timp notificată Agenția pentru Protecția Mediului în vederea suspendării autorizației de mediu.